Întâlnim această relatare evanghelică și în varianta ilucanică, la Sfântul Evanghelist Luca, însă acolo întâlnim câteva lucruri care stau diferit de relatarea de la Matei. Dacă la Matei sutașul este cel care vine la Hristos, are un dialog cu el, la Luca sutașul îi trimite pe bătrânii poporului, aceștia îl conving pe Hristos să se îndrepte către casa sutașului. În drum spre casa lui este întâmpinat Hristos de către prietenii sutașului, care îi spun că acesta din urmă nu se simte vrednic să-l primească sub acoperișul lui. Hristos, bineînțeles, face minunea și într-un caz și în celălalt și sluga este vindecată. Însă vedem că sunt câteva diferențe. Poate exista contradicție între două texte scripturistice, între două texte inspirate de Dumnezeu? Da, e foarte bună întrebarea și observația. Așadar, avem două tablouri evanghelice, două icoane. Este de fapt o singură realitate, cum ne mărturisește Sfântul Ioan, Gură de Aur. Ca să înțelegem toate acestea, sigur, ne trebuie ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând. Și ajutorul lui Dumnezeu și darul nu numai de a ne bucura să vorbim despre faptele atât de minunate săvârșite de Mântuitorul, dar să înțelegem și sensul lor, pentru că spune Sfântul Ioan Gură de Aur, atrage atenția, spune, să nu ne uităm numai la cuvintele sutașului sau ale celor despre sutași, ci să vedem și credința, adică realitatea persoanei, universul acesta al manifestării credinței. Așadar, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că, deși sunt comentatori care spun că ar fi vorba despre doi sutași, sutașul fiind centurionul roman, slujitor în armata romană, comandant peste 100 de soldați. Deși ar părea că sunt două evenimente care implică, desigur, în centrul lor o persoană și că evenimentele s-ar desfășura un pic diferit, totuși, cei doi evangheliști, Sfântul Evanghelist Matei și Sfântul Evanghelist Luca, se completează, practic, unul pe celălalt. Funcție de cum văd sau din perspectiva faptelor istorice pe care ei le consideră a fi vrednice de menționat. Și atunci, Sfântul Evanghelist Matei, scriind Evanghelia către israeliteni, către evrei, are intenția de a nu scoate în evidență oarecum atitudinea celor din jur, ci pur și simplu vorbește despre această întâlnire care se soldează, desigur, cu finalul, par a fi asemănătoare finalurile, pentru că și într-un caz și în celălalt, Mântuitorul laudă credința sutașului. Numai contextul în care se produce. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune, după părerea lui, este unul și același, una și aceeași persoană, sutașul. Așadar, evenimentul fiind asemănător, mai ales prin cuvintele Mântuitorului, cele care descriu esența evenimentului, ne dă de înțeles și sunt, de fapt, mărturia că vorbim despre același sutaș în Capernaum. Mai spune un lucru Sfântul Ioan Gură de Aur legat de, mai ales de începutul acestui eveniment. Zice, de ce nu au mers pe munte? Știm că Mântuitorul se cobora din muntele fericirilor. Rostise predică atât de frumos și l-ascultaseră atât de mulți. Se coboară în Capernaum și spun, a fost întâmpinat mai întâi de lepros, pe care îl vindecă, și de asemenea, prin credința lui, îl vindecă. Iar apoi și este întâmpinat și de sutași. Și se întreabă, de ce nu l-au întâmpinat? De ce l-au mers pe munte, știind că e acolo? Zice, pentru că erau mânați de credință. Credința care nu întrerupe niciodată pe Dumnezeu, un cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie întrerupt niciodată. Pentru aceasta și preotul când grăiește, mărturisește despre Dumnezeu în predică, în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, nu trebuie întrerupt. Arătând buna cuviință, dacă vreți, și cu adevărat vrednicia celor care primesc vindecare. Și aici se deschide într-adevăr universul acesta al lucrării atât de minunate, a vindecării slugii sau celui care era sub stăpânirea sutașului. Este impresionant cum sutașul cere vindecare pentru sluga sa și, așa cum am zis, nu pentru fiu, nu pentru fiică, putea să nici nu-și bage în seamă sluga. Cu atât mai mult, această faptă atât de frumoasă, care descoperă, de fapt, universul credinței, este menționată de Mântuitorul și ea rămâne spre amintire în biserică pentru a urma. Fapta în sine, deși reprezintă un eveniment pe care îl putem vedea și în singularitatea lui, el este de fapt un itinerar al credinței. Este un adevărat itinerar în cunoașterea lui Dumnezeu și în vindecarea noastră. Precum vedem, sutașul, fie că ajunge personal, dar punând, cum spuneam, în complementaritate cele două pericope, el ajunge până la urmă în preajma Mântuitorului.
și chiar vorbește cu Mântuitorul. Mântuitorul așează vindecarea ca rod al credinței. Până să ajungă la rodul credinței, avem întregul itinerar al cunoașterii lui Dumnezeu. Iar această cunoaștere nu se bazează numai pe o cunoaștere aparentă, o cunoaștere teoretică sau o cunoaștere prin mărturia celor din afară, ci este o cunoaștere lăuntrică, liturgică, mistagogică. Este o cunoaștere a omului care îl caută dezinteresat pe Dumnezeu. Pentru că pune mai înainte darul lui Dumnezeu, nu interesul lui. Vedem aici lupta pe care o observăm și în mediul nostru, conjurător. Când cineva, aflat într-o funcție, pentru că sutașul, pe lângă funcția lui militară, reprezenta și o autoritate publică. Tocmai de aceea, mulți prieteni, bătrâni, cunoscuți se oferă, își oferă sprijinul. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mijlocirea lor nu este mânată întotdeauna de un lucru moral. De ce? Dacă observăm mai în adânc lucrurile, aceștia ar fi pus mai presus de toate meritele lui înaintea Mântuitorului, că așa spun. Venind bătrânii, spune Sfântul Evanghelist Luca, spuneau, este în cinste la noi și a făcut și sinagoga. De unde Sfântul Ioan Gură de Aur spune că n-ar fi fost din neamul iudeilor, aceasta ar fi mărturia. Încearcă să introducă în fața lui Hristos argumente care ne-ar fi înduplecat mai mult pe noi oameni. Este un om cu funcție importantă, este o logică la noi, umană. Vino și ajută-l. Așa este, un cuvânt slăbănog, am spune, care nu întotdeauna... Dovadă că Mântuitorul nici nu privește, nici nu comentează aceste, așa zise, afirmații ale lor. Nici nu spune bravo lui, hai să vedem ce e acolo. Nu merge pe calea deschisă de ei, ci spune, mergând, voi veni și îl voi vindeca, ceea ce înseamnă că vindecarea Mântuitorului o lasă în perspectivă, în cele viitoare. Cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cele care sunt la originea noastră și cele viitoare sunt în mâna lui Dumnezeu. Numai mișcarea spre Dumnezeu este în voința noastră. De aceea zice, căci în El viem, ne mișcăm și suntem. Sunt Apostol Pavel. Deci Dumnezeu așează întotdeauna lumina Lui, faptele Lui. Sigur că noi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în mariera noastră proprie, pământească, umană, nedesăvârșită. Tocmai de aceea Dumnezeu, îndreptând acestea, zice, venind, îl voi vindeca. Și aici deschide Dumnezeu larg poarta credinței sutașului, credință pe care Mântuitorul sigur că o știa. Și o știau și cei de lângă El. Numai că cei de lângă El, cum facem și noi adesea, să nu se știe, să nu se afle. Mai bine facem noi, cum știm. Și aici Mântuitorul, prin lucrarea sa dumnezeiască, deschide calea aflării credinței acestui sutaș, iată, de neam străin. De atâtea ori auzim cuvântul și acesta e de neam străin. Să revenim la această așa zisă contradicție. Se poate, deci, ca cele două evanghelii să fie complementare? Poate că sutașul a trimis întâi bătrânii poporului, Hristos a îndreptat spre casa lui, au venit și prietenii sutașului să-i spună că acesta nu se simte vrednic, dar se poate să fi și ajuns sutașul după ce au venit prietenii lui și să aibă și discuția aceea cu Hristos. Nu este niciun fel de contradicție. Fără îndoială, aceste lucruri se completează și încă o dată ne zugrăvesc icoana omului în preajma încercării, în preajma suferinței. Este posibil ca sutașul, văzând că sluga este pe moarte, cum ne spune Sfântul Evanghelist Luca, să fie ezitat atunci când ești în suferință și în grea încercare, mai ales când vezi pe cineva muribund, îți dispare la un moment dat nădejdea și voința de a crede că se mai face bine. Tocmai de aceea Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, așează nădejdea de suferință. Zice, prin suferință se naște răbdarea, răbdarea naște încercarea, nicio răbdare care nu e încercată, de asta spunem, de adesea împui răbdarea la încercare. Răbdarea trebuie încercată și abia din încercare se naște nădejdea, nădejde care nu rușinează, ne spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că nădejdea în Dumnezeu niciodată nu este lăsată deoparte. Și de aceea sutașul s-ar putea să fi fost tocmai în arealul acesta foarte tulbure al încercării, al suferinței. Când de multe ori ne pierdem orizontul, chiar dacă suntem credincioși, chiar dacă suntem evlavioși. Și el este posibil să fi răspuns aparent la dorința lor de a mijloci pentru el, dar totodată să-l fi frământat și dorința, dacă nu cumva ar fi fost mai credibil dacă ar fi fost în persoană. Sfântul Ioan Gură de Aur observă că prin aceasta credința lui este mai puternică chiar și decât a acelora care au coborât pe slăbănou prin acoperiș, tot în Capernaum, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 2.
este mai puternică, zice, pentru că el, aceia l-au adus de față pe bolnav în fața Mântuitorului, ca să-l vadă bolnav, să-i vadă suferința și în felul acesta să se vadă și credința lor. E bine, acesta întrece credința acelora pentru că el a socotit în sinea lui cele dumnezeiești mai presus decât convingerile noastre. Noi suntem obișnuiți să ni se aducă în față bolnavul, să vedem de ce suferă, vedem dacă așa este. Ei bine, sutașul a știut și a recunoscut în întregime lucrarea lui Dumnezeu și nu s-a dezis de aceasta, precum Avraam, de care amintește evanghelistul Matei mai târziu, la masa lui Avraam vor veni. Precum Avraam nu s-a îndoit niciodată că el este Dumnezeu și spune, tocmai aici, în dialogul acesta, socotind că s-a întâlnit până la urmă cu Mântuitorul, aduce ca argument acest lucru. Doamne, și eu sunt între oameni, dacă la noi, în rânduiala noastră omenească, eu sunt pus peste alții. Și spune, dacă eu zic acestuia, soldatului, du-te, se duce, aceluia să vină și vine, face aceasta și face, cu cât mai mult în cele dumnezeiești, cu cât mai mult se supun toate lui Dumnezeu. Și când spune, aceluia se duce și aceluia să vină, nu se gândește la lucruri omenești, pentru că el avea lângă el un muribund, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar oare la ce slugi se gândește? Ce slugi ar fi putut trimite Hristos să-i vindece sluga lui? Observă Sfântul Ioan Gură de Aur că sluga este în ascultare mai mult decât ostașul. Sluga sau robul îndeplinește totul voința stăpânului. De aceea el spune așa, gândindu-se la moarte și că Dumnezeu stăpânește viața și moarte. Și spune morții, du-te, și se duce și nu se atinge de el. Cum vedem mai târziu, la fiul văduvei din Nain. Și vine și vine. Deci Dumnezeu stăpânește moartea și recunoscând acestea, deosebește cele dumnezeiești de cele omenești. Prin aceasta se vede că depășește în credință pe aceia care l-au adus pe cel bolnav în față. Deci credința lui este cu adevărat atât de mare cât Mântuitorul compară modelul credinței lui cu Israel. Și aici, într-adevăr, Mântuitorul fiind înconjurat de israeliteni, mai cu seamă, în Capernaum, se gândește aici la neputința lor și dă pe față credința acestuia și o cinstește, o aduce înaintea tuturor, slăvindu-l cu cuvintele acestea. Cu adevărat, adevărat grezvou că nici în Israel n-am găsit atâta credință. Sigur că la prima vedere ar fi un model bun de urmat, dar el, vedeți, în amănunt depășește, pentru că nu cunoaștem într-adevăr dimensiunea interioară a acestei, a credinței. Și noi spunem adesea, sunt credincios, fac cele ale credinței, dar când încercăm să măsurăm, vorbind despre lucrurile cele mai amănunțite ale credinței, ne dăm seama că, de fapt, credința nu este ceea ce ni se pare nouă a fi, ci modul în care deosebim lucrurile și le înțelegem pe cele dumnezeiești în adevărata lor rațiune. Pentru aceasta el spune aici și amintește de cuvintele primordiale ale creației. Când zice, tu, Doamne, zi numai cu cuvântul. Când a zis Dumnezeu cu cuvântul și s-au făcut? La facerea lui. La facerea el a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit, cum spune psalmistul. De aceea el descoperă în dialogul acesta cu Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu, rațiunea celor ce sunt. Deci, prin credință, nu ne acomodăm pe noi înșine unei realități, așa încât să ne simțim bine în credință și descoperim tainele dintr-un început. Pentru aceasta el și îndrăznește să ceară vindecarea slugii sale, pentru că știa că vindecarea este doar de la Dumnezeu. Și rațiunea vindecării este doar darul lui Dumnezeu. Nu poate fi pus exclusiv pe seama omului sau pe seama iscusinței medicului. Și în vremea aceea erau medici. Sfântul Evanghelist Luca era medic. Ci el pune rațiunea vindecării pe seama lui Dumnezeu și aduce aminte de rațiunea dintr-un început a lucrurilor care era bună foarte. De asta zice, zi numai cu cuvântul, pentru că ceea ce zici tu se va săvârși negreșit. Recunoscând aici deplin realitatea și lucrarea lui Dumnezeu. Zeirea Mântuitorului. Negreșit.